Împărăteasa furată. A fost odată într-o țară un împărat mare și puternic și cu atâta stăpânire, din ce cel singur nu știa până unde se întind hotarele împărăției lui. Și câți crai și împărați erau pe vremea aceea în vecinătate, pe toți biruise, toți se închinau și toți ascultau poruncile lui. Acest împărat se numea Împăratul Roșu. Vestea lui străbătuse până la marginea lumii și mai departe. Și atât se ținea el de viteaz și de puternic, de zicea că nu se teme nici de împăratul zmeilor. Auzind împăratul zmeilor de aceasta, i-a trimis vorbă de bătaie împăratului roșu, zicându-i să iasă la luptă dacă nu-i e frică de dânsul. Se gătește împăratul roșu de război, își rânduiește oștile cele mai viteze și pleacă trufaș în contra vrăjmașului cu propus să-l sfărâme și pe acesta. Pe semne nu va fi știut el cât de năzdrăvan e zmeul acela. Împărații cu oștile lor se întâlnesc la râtul încornurat, unde iarba crește, în șapte se împletește și unde nu-i nici ziua, nici noapte, ci veșnic e ceață. Dar împăratul lui zmeiesc atât i-a fost, până a suflat odată peste armata împăratului roșu, că cum a suflat, toate cătanele lui s-au prefăcut în steanuri de piatră. Iar el, mândru de biruință, se duce și ia fără piedică pe frumoasa împărăteasa împăratului biruit și pleacă cu ea către a sa împărăție, ca Dumnezeu să ne ție și că vorba din poveste înainte mult mai este. Împăratul roșu se întoarce acasă mâhnit, că, mă rog, pe vremea aceea nu era împărăteasă mai frumoasă decât a lui nici între fetele de împărat, de cum între cele măritate. Și din clipa aceea, ochiul său din stânga râdea, iar cel din dreapta plângea. Cei trei feciori ai împăratului se socoteau și își băteau firea să ghicească pentru ce oare la tatăl lor un ochi râde și unul plânge. Vezi că ei nu știau nimic despre ceea ce se întâmplase cu mama lor. Se vorbesc ei numai să-l întrebe despre acest lucru și odată, când li se părea tatăl lor mai în voie ca alte dăți, intră feciorul cel mare la el. Să nu-ți fie vorba cu supărare, tată, zise creișorul smerit, dar eu te-o ruga să ne spui pentru ce la dumneata de o bucată de vreme un ochi râde, iar celălalt plânge. Că tare dorim să o știm și eu și frații mei care așteaptă afară. Împăratul, nici una, nici alta, ce-i trage o palmă și arată ușa. Ce a zis tata? Îl întrebară frații cei mici. Mergeți și voi de vedeți, răspunde el și trece cu obrazul aprins pe lângă ei. Se socotește feciorul cel de mijloc și intră și el. Să nu-ți fie spre supărare, tată, zice și acesta. Dacă te-o întreba pentru ce la dumneata de o vreme încoace, un ochi râde, iar celălalt plânge. Că mult ne-am fiert mintea cu frații mei să aflăm această taină, dar nu ne-am putut lumina nici într-un chip. Împăratul, iar ca mai înainte, îi rade o palmă și îl scoate afară. Ce a zis tata? Îl întreabă fratesul cel mai mic. Du-te și tu să-ți spună, răspunde el și iese ca din pușcă. Feciorul cel mai mic, să nu rămână mai slab decât frații săi, își ia inima în dinți și intră la tatăl său, apoi dinaintea lui astfel cuvintează. Să nu-ți fie vorba cu supărare, tată, și înălțate împărate, dar eu te-o ruga să-mi spui pentru ce de o bucată de vreme ochiul dumitale din stânga râde, iar cel din dreapta plânge, că nu pot înțelege nici cum acest lucru minunat. Împăratul roșește de mânie și plosc cu o drăguță de palmă și la el. Oho, tată, zise feciorul de împărat curajos, că nu-i așa. Băieți fără de minte ce sunteți, zise împăratul necăjit. Oare nu vreți să vă pierd și pe voi cum am pierdut pe mama voastră? Tocmai de asta e vorba, tată, zice băiatul. Să-mi spui, dumneata, ce s-a ales cu mama noastră împărăteasa? Că multă vreme a trecut de când nu am văzut-o și de când suntem pustii fără de dânsa. Ochiul din dreapta al împăratului începu a plânge atunci mai tare
și plin de mâhnire spuse feciorului său cum împăratul zmeiesc a dus pe mama lor pe împărăteasa lui. Atâta voiam să știu, tată, zise feciorul de împărat voios. Și acum te rog să-mi dai inelul de credință al dumitale și al mamei, că eu mă-i duce tocmai la împăratul zmeilor și o-i aduce pe mama acasă. O, Doamne, dragul tatei, dar gândești tu că-i putea birui pe năzdrăvanul acela, un băiat slab cum ești tu, când eu cu toată puterea oștilor mele nu am putut să-i stau în cale? Ia-ți gândul de la acest lucru, fătu meu, că nu-i de tine. De acolo grija mea, tată, eu mi-o încerca norocul și mai departe voia lui Dumnezeu să fie. Dar fă bine și-mi dă inelele ce am cerut, că eu încă de azi de cu seară vreau să plec unde-ți spuse. Împăratul n-avu încotro, îi dete inelele de credință, feciorul le trase pe deget, apoi își căută un paloș potrivit și colo către seară, după ce sărută mâna tătânesu și după ce își lua rămas bun de la frați, plecă către a zmeilor împărăție, ca Dumnezeu să ne ție și că vorba din poveste înainte mult mai este. A mers feciorul de împărat și a mai mers. A mers o zi, a mers două, a mers opt și a mers nouă și a mers luni întregi de zile, când odată a poposit peste noapte într-o pădure mare și întunecoasă. Aici și-a prins cum a putut un porumb sălbatic, apoi și-a făcut foc, a ciupilit vânatul și a început al frige în flăcăraia focului. Când era porumbul mai fript și când se gătea creișorul să-l mănânce cu poftă, că mă rog, flămând era omul acela, nu glumă, obosit de un drum așa lung, ia că vine staticot palmă picior, cu barba cât grapa, cu dinții cât grebla și cu ochii cât rotițele de la plug călare pe jumătate de iepure. Bună seara, zice staticot răstit. Mulțămim dumitale, om de omenie, răspunse feciorul de împărat, minunându-se de această pocitură de om, cum nu a mai văzut. Da, păi, cum ai cutezat tu, măi, omule, să te așezi în locul acesta? Nu ai știut tu că aici eu sunt poruncitor? Strigă staticot arătându-și dințișorii. Și că vai de capul acelui care îndrăznește a călca aici fără de învoirea mea. Apoi mă rog, dumitale, stăpâne, fă bine și mă iartă că sunt un drumeț sărac și am poposit aici unde m-a prins noaptea. Și apoi nici nu am știut că măria ta stăpânește peste locurile acestea, căci altfel cum, Doamne, îndrăznit aș fi eu să calc pe pământul stăpânirii tale. Staticot se mai îmblânzește la aceste vorbe, se așează lângă foc și se învoiește cu feciorul de împărat să-i deie porumbul fript drept gloabă pentru îndrăzneala ce a avut. Mănâncă el porumbul, apoi începe a vorbi, știți dumneavoastră, ca omul sătul, mai deschis, până ce în sfârșit îl întreabă că încotro a plecat. Feciorul de împărat îi spune că merge la împăratul zmeilor dacă a auzit vreodată de dânsul. Cum să nu, zice staticot, că eu sunt cel mai încrezut slug al înălțimii sale. Feciorul de împărat s-a bucurat tare mult de această întâlnire, că barem avea cine să-i arate calea ce ducea la locul unde plecase. Și îl întrebă pe staticot că ce mai face luminarea sa. Face bine că-i sănătos. Are acum împărăteasă, că a biruit pe împăratul roșu și a luat pe frumoasa împărăteasă acestuia sieși de soție. Dar acolo nu-i putea tu străbate, măi, fârtate? Zice staticot într-un târziu. Căci la marginea lumii acesteia, acolo unde se începe lumea zmeilor, este veșnic o negură deasă prin care nici într-un chip nu vei putea trece. Dar fiindcă te văd că ești un bun, îți dau toiagul acesta cu care nu vei avea decât să tai negura despre care îți vorbi și aceea îndată s-a deschide în două părți, iar tu vei putea merge înainte la lumina zilei. Flăcăul îl luă toiagul, mulțumi lui staticot, și plecă înainte cu dorul în sân de a vedea pe mamă sa și de a-și răzbuna asupra vrăjmașilor tătânesu, că mă rog, fiecare om trage la al său, dă apoi pruncul la părinții lui. Și iar s-a dus feciorul împăratului roșu, s-a mai dus cale lungă-lungă să-i ajungă. A trecut peste 9 mări și 9 țări
și peste 9 stânci înalte de ajung cu vârfurile până în nori și piezișe ca peretele. Și de multe ori a scăpat din gura morții în această cale prăpăstioasă și iarăși de multe ori a dat peste oameni care l-au pus după masă și l-au ospătat cu lingura cea mare. Că vezi, adică, așa-i lumea asta, cum a zis cel din poveste, ca o roată, ce acuși te ridică și acuși iarăși te coboară, dar niciodată în loc nu se oprește. Dar iară ne luarăm a vorbi și mai bine ar fi de ne-am vedea de poveste că până la capăt mult mai este și cea mai frumoasă de acum vine. A fost așa de bine că într-o bună dimineață ajunge feciorul de împărat la marginea lumei acesteia și când să treacă în lumea zmeilor dă peste o negură deasă și păcloasă de nu puteai face un pas întrânsa și ți-n dușea răsuflare. Atunci ia el toiagul ce i l-a dat staticot și taie odată pâcla ce se lăsase și aceea îndată se rupe în părți, iar feciorul împăratului merge înainte la lumina zilei. A mai mers el cât a mers, când într-o zi de către seară ajunge în satul unde locuia împăratul zmeilor. Aici trage la o babă săracă în marginea satului și o roagă să-i deie să lași pe câteva zile. Baba, bună la inimă și milostivă ca toți bătrânii, îl primește bucuros că barem avea cine să-i ție de urât. Seara după ce a prins baba sterțul, se pune la povești și dintr-una într-alta, știți cum vine vorba omului, așa pe nesimțite, o întreabă feciorul de împărat că tot mai trăiește împăratul lor. Trăiește, dragul mami, trăiește zău, dar încă cât e de frumos și de tare să te tot uiți la el? Eu îi mătur și curățesc în fiecare zi casele înălțimii sale. Averea ar încă parte de multe zile că mare bine-mi face. Feciorul se minunează de vorbele babei și zice: apoi dacă e așa, babă, te-ai ruga de ceva, de un lucru mic, ia numai așa de pierdere de vreme. Mâine când îi mătura casele înălțatului împărat, fă-te că scapi în gunoi inelul acesta ce-ți dau. Împărăteasa, auzind zdrângănitul, te-a întrebat că ce ai găsit, dar dumneata ridică iute inelul și îl bagă în sân și te fă că nu-i nimic. Bucuros, dragul mamei, zise baba ascunzând inelul, dar vezi bine, va fi zis ea în gândul ei, oare ce vrea omul acesta? A doua zi merge baba până în ziua la lucrul ei. Mătură casele împărătești și când strângea gunoiul la ușă, zdrang, scapă fără de veste inel. Împărăteasa, auzind zdrângănind, aleargă la babă și o întreabă că ce-a găsit. Baba strucase inelul și mătura mai departe, ca și când n-ar fi fost nimic. Dar împărăteasa nu-i da pace. Numai să văd, babă, numai să văd și iar ți-l dau îndărât. Baba n-are ce face și după multe rugăminți arată împărătesei inel. Da, împărăteasa, cum îl vede îndată încremenește, că era, mă rog, inelul ei de credință pe care bine îl cunoștea. De unde l-ai, babă, pentru Dumnezeu, de unde l-ai? Întreabă împărăteasa înspăimântat. Baba spune cum a venit la ea un flăcău străin, cum i-a dat inelul și i-a zis să nu spună nimic împărătesei despre el. Du-te, baba, acasă, du-te și-i spune să se ducă încotrol duc ochii, dacă știe ce-i Dumnezeu, că cum vine bărbatul meu, cum îl prăpădește. Ajunge baba acasă și spune feciorului ce vorbă i-a trimis împărăteasa. Nu te teme, babă, zise el liniștit, va da Dumnezeu ce-a vrea, că voința lui e fără de margini, dar și bun și milostiv este dânsul. Îi face însă bine și mâine, când îi mătura, îi scăpa alt inel, ce-ți voi da, și nu te teme de nimic, babo. A doua zi, iar merge băbârca la lucrul ei, mătură ce are de măturat, și pe când aduna gunoiul la ușă, zdrang, scapă celălalt inel, știți, așa ca din întâmplare. Împărăteasa iute la babă și o întreabă că ce a găsit. Baba iar se codește cât se codește, dar nici într-un chip nu o poate scoate la capăt cu împărăteasa și, în sfârșit, îi arată și al doilea inel. Împărăteasa, cum îl vede, încremenește și se face cum e peretele, că, mă rog, era inelul de credință al împăratului roșu. Și iar o întreabă pe babă că de unde are inelul acesta.
Baba spune că tot flăcăul străin care se află la dânsa i l-a dat și a rugat-o să facă cu el tot aceea ce a făcut cu cel de ieri. Aleargă acasă babă pentru Dumnezeu și îi spune să se ducă încotrol duc ochii și să nu aștepte până vine bărbatul meu, că îndată îl prăpădește. Vezi bine, mă rog dumneavoastră, acum știa împărăteasa că flăcăul cu inelele este feciorul ei și tot mama a rămas și ea și în împărăția zmeilor, bună și iubitoare, cum era mai înainte, și s-ar fi rupt inima de durere să-și vadă pruncul sângerând. Destul atâta că merge baba la coliba ei, tot împiedicându-se sărmana de grăbită ce era, și-i spune flăcăului ce-a zis împărăteasa. Dar feciorului nici că-i păsa de spaima babei și zice iarăși liniștit: nu te speria, babă, că n-ai de ce te speria. Voia lui Dumnezeu va fi și aici ca în toate lucrurile și noi oamenii ia că numai așa de azi pe mâine și de aici până colea. Dacă te-oi ruga eu, maică, să spui mâine împărătesei, să întrebe ea pe împăratul că unde e puterea lui. Și după ce îi va spune, îi veni dumneata încoace de mi-i aduce și mie veste despre acest lucru, că Dumnezeu ți-a iertat păcatele, babă, pentru binele ce-mi faci. A doua zi se duce baba iarăși la lucrul ei și spune împărătesei cam cu sfială rugarea flăcău. Trecură ele câteva zile și ia că nu mai vine împăratul zmeilor acasă de la vânătoare. Dar împărăteasa lui era mâhnită, pierită la față și fără leac de voie bună și nici nu i-a ieșit în cale, cum făcea aia alte dăți. Ce ți-e, împărăteasa mea? O întreabă zmeul îngrijorat. O, Doamne, bărbate dragă, da mai gândit am eu oare că voi ajunge în marea ta împărăție a ceea ce sunt astăzi? Și văd eu, vai de mine, văd că nu mă mai iubești, cum de atâtea ori ziceai, și fi dat tu pe unde ai umblat de o altă zânișoară mai tânără decât mine, că eu de pe acum, iacă, mai bătrână decât mai tânără, iar zilele cele bune cu tine le-am petrecut. Știam eu că până-i bine mulți cu tine, dar la nevoi mai înapoi. Și începu împărăteasa să plângă și plângea și plângea, te gândeai că toată se cotropește și chiar pe păgânul de zmeu l-a cuprins milă. A strâns-o în brațe și a rugat-o să-i destăinuiască mâhnirea sufletului. Împărăteasa se șterse la ochi, apoi astfel vorbi suspinând: de când sunt la tine, bărbate, mi-ai spus câtă oaste ai, mi-ai arătat bogățiile tale, mi-ai spus toate tainele domnirii tale, numai un lucru îl tăinuiești dinaintea mea. Nu mi-ai spus că unde ți este puterea. Și când gândesc, bărbate, la aceasta, încep a tremura și izbucnesc în plânsete, căci tu nu mă mai iubești. Și împărăteasa începu iarăși să plângă. Da bine, împărăteasa mea, o întreabă zmeul mirându-se, pentru ce vrei tu să știi aceasta? O, Doamne împărate, dar cum mă mai poți întreba? Tu umbli prin multe focuri cu oștile tale, și cine știe, Doamne ferește, unde te ajunge pacostea? Și eu aș vrea ca după moartea ta să-mi rămâie lucrul tău cel mai iubit, că eu l-aș împodobi cu flori și cu mărgăritari și zi și noapte l-aș săruta. Ți-o spun eu dar și pe aceasta, împărăteasa mea. Apoi se duse de porunci să aurească de jos până sus doi plopi frumoși ce avea înaintea ușii și spuse nevestei sale că în plopii aceia e puterea lui. Împărăteasa, știți cum e lucrul muierilor, îl sărută odată de bucurie și începu să râdă și să fie veselă cum era mai înainte. Dar ea spuse cele auzitei babei pe subascuns. Baba duse vorba feciorului de acasă, însă el zise liniștit cum era până acum: ei, babă, drept să-ți spun eu dumitale, ceea ce a zis împăratul e numai minciună. Roagă dumneata pe împărăteasă să întrebe încă o dată pe bărbatul ei despre acest lucru și apoi vino iară de-mi spune și mie. Înțelegând împărăteasa cum stă treaba, se face a doua zi și mai supărată că bărbatul o înșală, că nu o iubește, că una, că alta, cum știu muierile adică. Ți-o spune dar drept împărăteasa mea, zise zmeul iarăși.
Apoi ieși și porunci să urească din coarne până în tâlpi un taur ce avea mai frumos în toată ciurda împărătească și spuse nevestei sale că puterea sa e în taurul acela. Împărăteasa iar se mai însenină, apoi spuse pe subascuns babei vorbele împăratului. Baba le duse flăcăului, dar el tot liniștit ca mai înainte zise babei. Așa ar fi, babă, dacă ar fi grăit drept împăratul. Dar te-oi ruga eu să spui împărătesei să-l mai întrebe pe împăratul și a treia oară și să stăruiască să-i spună adevărul. A treia zi, muierea împăratului zmeiesc era prăpădită ca vai de ea. Se zbuciumase mult în viclenia ei din pricină că bărbatul său e atât de necredincios și ascuns față de dânsa și îl întreabă pentru cea de pe urmă oară despre lucrul de mai înainte. Apoi îți voi spune drept, împărăteasa mea, fiindcă văd că atât de mult dorești să o știi. Departe, în mijlocul mării, care spală hotarul țării mele, este un ostrov. În ostrovul acela trăiește un porc năzdrăvan. În capul lui este un bondar, iar în capul bondarului o albină și tot așa șapte vietăți, până în capul celei de-al șaptelea este un fluieraș. În fluierașul acesta este puterea mea și cine o soarbe din fluieraș, a lui. Împărăteasa își sărută iarăși bărbatul, apoi spuse pe subascuns babei vorbele lui. Baba le spuse flăcăului, iar flăcăul, cum auzi, sări în picioare voios și zise babei. Așa e bine, maică? Acum sănătate bună și mulțumesc dumitale pentru sălașul ce mi-ai dat, că eu plec unde am să merg și ajută-ne Dumnezeu să ne mai vedem odată. Feciorul de împărat își luă paloșul și plecă. Și iar s-a dus și s-a mai dus, Dumnezeu nu mai știe cât, până ce a ajuns la apa ce spală hotarul împărăției zmeului. Aici dă el peste 3 pui de uliu, care plângeau vai de ei și se zbuciumau de-ți era mai mare mila. Feciorul de împărat îi întrebă că de ce plâng, iar ei îi răspund astfel. Da cum n-om plânge, drumar bun ce ești, că ia ca tinerei cum suntem, ne sunt numărate zilele. În apa aceasta trăiește un balaur, căruia în fiecare lună trebuie să-i deie mama 2 pui. Acum a venit rândul pe noi și nu știm ceasul când se va arăta necuratul. Și nu se află vai de noi nimeni care ar putea să ne scape. Feciorului de împărat îi se făcu milă de pui și le spuse că îi va scăpa el. Dar fiindcă e obosit, se culcă o leacă și ei când se va tulbura apa să-l scoale. Flăcăul obosit de drum a adormit ca pământul și ia că numai într-o vreme se tulbură apa și se ridică balaurul spurcat și îngrozitor de te prindeau fiorii uitându-te la el. Puișorii se zgulesc sărmanii și încep a plânge și mai amarnic decât până acum, dar nu îndrăznesc să trezească pe flăcău de înspăimântați ce erau. Și cum plângeau ei și le curgeau lacrimile, au căzut 2 stropi pe obrazul creișorului. Dar atât de fierbinți erau acele lacrimi, că el îndată s-a trezit și abia a avut vreme să apuce paloșul, căci balaurul întinsese capul să-i închită pe toți. Și când l-a lovit odată voinicul, i-a retezat capul și s-a zvârcolit cât s-a zvârcolit dihania cea spurcată, până a rămas amețită pe vecie. Atunci au început puișorii să râdă de bucurie și i-au zis flăcăului. O, Doamne, omule al lui Dumnezeu, dar mare bine ne-ai făcut și nouă și mamei noastre. Vino însă să te ascundem aici sub aripă, căci dacă te găsește mama, știm că te va înghiți de bucurie. Și un pui, care era mai mare, îl ascunde sub aripă. Într-o vreme, ia că tot nu mai vine ulioaica și când vede dihania moartă, începe a bate din aripi de bucurie și întreabă puii că încotro s-a dus omul care i-a mântuit de grozăvenia aceea de balaur. S-a dus premiază noapte, maică, răspund puii într-un glas. Și o ia, dragul meu, ulioaica, spremiază noapte și zboară și zboară ca pasările, adică, dar nu întâlnește niciun suflet de om și se întoarce la cuibul ei. Și iarăși întreabă puii că încotro s-a dus omul cel cu suflet bun. S-a dus premiază zi, mamă, răspund puii. O ia atunci ulioaica spremiază zi și zboară și zboară iute ca gândul
mai iute ca vântul, dar nu dă de nimeni în calea ce făcu. Se întoarce iarăși la pui și mai întreabă că în ce parte s-a dus acest om. Bag seamă, s-a dus spre răsărit, mamă, dacă pe unde ai umblat nu ai dat de urma lui. Zic puișorii, caută ulioaica la răsărit, caută la soare apune, dar nicăieri nu dă de omul căutat. Atunci vine pasărea obosită la cuibul ei și ia puii de scurt să-i spună unde au ascuns pe acela care i-a mântuit. Puișorii n-au ce face și după ce le făgăduiește maica lor că nu-l va înghiți, îl scoate sub aripă și îl arată. Dar ulioaica, cum îl vede, se repede la el și îl înghite de bucurie. Însă iute-l toarnă iarăși vesel și întreg cum era mai înainte. O întreabă atunci feciorul pe păsăroaică că ce ar cere de la el pentru ca să-l treacă în ostrovul din mijlocul acelei mări. Să-mi câștigi 1000 de boi, 1000 de cai și 2000 de pite de merinde, răspunde ulioaica, iar pentru o seneală n-am să-ți cer nimic ca să-ți întorc binele ce mi-ai făcut. Adună el cum putu merindea ce-i trebuia ulioaicei, și într-o bună dimineață ia pasărea mea merinda în gheare, îl ia pe el în spate și se ridică în văzduh, vâjind groaznic. Și de câte ori îi slăbeau păsării puterile, îi băga în gură feciorul de împărat, câte un bou, câte un cal și câte 2 pite și ulioaica întărită zbura iarăși ca mai înainte. A zburat pasărea cât a zburat prin vineția cerului, deasupra pământului, de nu se vedea de acolo marea aceea decât numai ca un lat de pânză, cel întind muierile pe pajiște la soare. Dar când erau, mă rog, mai ajunși la pământul ostrovului, se sfârși merindea, iar ulioaica slăbește din puteri și zice flăcăului, mai dă-mi ceva să mănânc, că dacă nu e rău! Feciorul de împărat nu se gândește mult, ci scoate cuțitul și-și taie carnea de pe fluierele picioarelor și-o dă ulioaicei, care iar prinde putere și zboară mai departe. Și vedeți dumneavoastră, de atunci au rămas fluierele picioarelor goale la fiecare om, căci la feciorul împăratului roșu acei mușchi nu au mai crescut cât a trăit. Destul atâta dară că ajunge ulioaica cu feciorul de împărat în ostrov și se pun ei într-un copac înalt lângă o mocirlă puturoasă. Flăcăul se tupilește între crengi și așteaptă cu roata în mâini până va veni porcul. Că mă rog, uitasem să vă spun, precum că feciorul împăratului roșu, când a plecat din țara zmeului, a luat și o roată de car ferecată țapă în drept armă pentru acele locuri primejdioase. Așteaptă el cât așteaptă, când colea pe la prânzul cel mare, când îți dogorește soarele deasupra capului, ia că vine numai porcul sfărăind pe nase căldură, și se tăvălește în tologlod răcorindu-se. Dar feciorul de împărat de colo din copac strigă odată. Uhu! Iar porcul zice uitându-se în toate părțile. Aha, oare unde-i spurcăciunea aceea de om? Și iarăși se mai zvârcoli de câteva ore în noroi. Feciorul de împărat de colo din frunziș, iar ca mai înainte. Uhu! Porcul se uită și a doua oară în toate părțile și pe când își ridica capul cel năzrăvan în sus, flăcăul tip cu roata la el în cap, așa de puternic, de pe loc l-a amețit. Feciorul de împărat se coboară atunci iute din pom, îi taie porcului capul și scoate din el un bondar. Omoară bondarul și scoate din capul lui o albină și tot așa 7 vietăți felurite, până din capul celei de-al 7-lea scoate un fluier. Pune fluierul la gură, soarbe din el puterea și zice voios și împuternicit. Mulțumesc-ți ție, Doamne, că acum ai bine. Dar în clipa aceea, mă rog dumneavoastră, împăratul zmeilor s-a îmbolnăvit de moarte, s-a pus în pat și a grăit nevestei sale astfel. Ah, nevasta mea vicleană, mâncat-o mi-ai viața! Trăiește de acum cu cine-ți place, că eu am sfârșit cu toate. Iar feciorul lui roșu împărat a plecat iarăși către a zmeului împărăție, ca Dumnezeu să ne ție. Și dacă a ajuns în satul zmeului, a tras iarăși la baba din marginea satului și a trimis-o la împărăteasă rugând-o să întrebe ea pe împăratul că de ce moarte voiește să moară. Baba spune împărătesei fără sfială vorbele flăcăului,
Și împăratul de colo din pat nu mai așteaptă să-l întrebe împărăteasa, ci zice: spune, babă, feciorului lui Roșu împărat să mă taie bucăți mărunțele, să bage bucățelele într-un sac, să pună sacul pe murgul meu și să-i dea drumul în lumea largă, căci el singur m-a iubit în viață. Feciorul împăratului făcu cum zmeul întocmai a dorit, apoi luă pe mamă sa împărăteasa și, după ce mulțumi babei de ajutor, plecară amândoi către a lor împărăție ca Dumnezeu să ne ție. Și când au ajuns acasă, au dat de împăratul Roșu părzind gâștele la marginea satului. Atât de mult îmbătrânise în vremea cât a umblat feciorul său prin locurile ce v-am spus, încât nu mai era harnic de alte lucruri. Și îndată ce și-a văzut nevasta și feciorul, i-a sărutat pe amândoi și din clipa aceea ochiul său din dreapta a încetat de a plânge, cel din stânga a încetat de a râde și iar au fost ochii lui ca mai înainte, ochi ca la toți oamenii din lume. Și-au dat ei, mă rog, de bucurie, o masă mare împărătească, încărcată cu mâncări alese și băuturi scumpe, și m-au poftit și pe mine la acea masă. Și atât de bine m-am ospătat și m-am veselit acolo, că atunci când m-am întors acasă, veneam sărind într-un picior de vesel ce era. Pe împăratul Roșu și pe împărăteasa și pe feciorii lui i-am lăsat acolo veselindu-se și nu mai știu dacă au murit sau mai trăiesc încă. Iar acum încă le cai pe oșa și v-o spuse așa, că ce a fost și nu mai este se pomenește în poveste, iar ce de acum va fi, Dumnezeu bunul va mai ști. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult, să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!